Într-o situație pandemică, în continuă schimbare, cu ani întregi în care învățământul s-a desfășurat fie fizic, apoi în format exclusiv online, iar în unele cazuri hibrid, studenții se așteaptă în orice moment să fie chemați din nou în anfiteatre. Pentru multe facultăți, primul semestru din acest an s-a desfășurat exclusiv online. Universitățile au profitat de situație și au început ample lucrări de modernizare a sălilor de curs. Acum, odată început cel de-al doilea semestru, universitățile din Timișoara spun că tot situația pandemică este cea care dictează felul în care se vor desfășura cursurile. Avem la câteva programe de studiu ale facultăților vocaționale și activități față în față, laboratoare, activități practice, dar se vor relua toate programele de studiu și formatele de lucru în regim normal față în față, doar după ce restricțiile în plan național se vor relaxa. Nici medicina nu se poate învăța online, iar Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș își dorește și ea să treacă, odată cu relaxarea restricțiilor, la învățământul exclusiv în format fizic. De luni a început semestrul 2 și bineînțeles că în primul rând laboratoarele și stagiile se desfășoară practic on-site, bineînțeles respectând prevederile actuale ale stării de urgență și respectiv ale domeniului sanitar, dar la partea de cursuri este opțional. Unele cursuri se țin online, altele se țin on-site. Cel mai probabil din martie, odată cu ridicarea multora dintre restricțiile actuale și ieșirea din starea de alertă, vom trece categoric on-site, pentru că medicină, farmacie, medicină dentară nu se poate învăța foarte bine online.